Bine v-am regăsit! Lipsa banilor nu este o piedică, lipsa de idei este un obstacol. Cu acest motto începem o nouă zi la Exprim TV și vă invit să trecem în revistă principalele subiecte din asigurări. Ca urmare a valului de reacții și dezbateri stârnite de articolul cu privire la excluderea din polițele de asigurare a riscurilor de distrugere a bunurilor în cazul tulburărilor civile din seara de duminică, 15 ianuarie din București, redacția Exprim Newsletters invită toți cititorii care au un punct de vedere cu privire la acest subiect să ni-l transmită sub formă de comentariu. Comentariile primite vor face ulterior subiectul unui material mai amplu pe această temă, cu scopul de a clarifica problema acoperirii pagubelor produse în urma evenimentelor de duminică de către asigurători. În urmă cu mai puțin de o săptămână, proiectul de lege privind reforma sistemului sanitar din România a fost retras din dezbatere publică, lăsând în urmă o multitudine de probleme nerezolvate și o stare de agitație la nivel public. Fiecare pacient ar fi avut un contract individual întocmit după norme europene, care i-ar fi dat acestuia putere suplimentară asupra beneficiilor stipulate în contractul respectiv, a afirmat Teodor Alexandrescu, director general al Alico Asigurări, în cadrul emisiunii Ora de Risc difuzată ieri la Radio France International, discutând despre schimbările pe care le-ar fi adus legea odată adoptată. Esența și mesajul proiectului de lege nu au fost înțelese. Dezbaterile și scandalul din mass media au vizat mai mult aspecte secundare, precum reformarea sistemului medical de urgență, dar nimeni nu a mai dezbătut restul proiectului, a completat Alexandru Ciuncan, secretar general al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor. Dacă ați ratat Ora de Risc de ieri, o puteți vedea pe www.rfi.ro. Pentru anul în curs, specialiștii de la Marș România au pus la punct o listă de 10 tendințe în dezvoltarea pe piața de asigurări din România. Acestea își au originea în modul de derulare a activității pe piața de profil în anul 2011 și este probabil să se dezvolte și mai mult în 2012, ca urmare a unor condiții de piață în plină evoluție. Acestea sunt: atenuarea scăderii prețurilor asigurărilor, diversificarea portofoliului, creșterea importanței brokerilor, resimțirea impactului real al energiei alternative, dezvoltarea polițelor de tip Directors and Officers Liability, eficientizarea activității și reorganizarea rețelelor, accentuarea riscului de credit comercial, reanalizarea riscului, extinderea garanțiilor și creșterea portofoliului pe asigurările de locuințe. Naufragiul navei de croazieră Costa Concordia în largul unei insule italiene ar putea fi cea mai mare daună maritimă asigurată din istorie, informează Reuters. Companiile de asigurări și societățile mutuale ar putea ajunge să plătească aproximativ $1 miliard în urma acestui eveniment. Din punct de vedere al asigurării, vor interveni doi factori. Cluburile companiilor maritime care desfășoară croaziere și care se asigură reciproc pentru vătămări corporale, naufragii și daune asupra mediului înconjurător și asigurătorii care au asigurat nava însăși pentru aproximativ $513 milioane. Conform Alianț, soluționarea daunei poate dura și câțiva ani, după ce se finalizează investigațiile și se stabilește limita de răspundere a fiecărui asigurător în parte. Compania de brokeraj în asigurări Marș a anunțat numirea în funcția nou creată de CEO al operațiunilor sale din Europa pe Martin South. Pe lângă acesta, South va rămâne responsabil de activitatea Marș din Turcia și din India. Martin South a ocupat poziția de CEO al Marș pentru regiunea Marii Britanii și Irlandei încă din 2007. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine pentru cele mai importante subiecte din asigurări.